Hei, salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog! Mă trec deja la sculoșă. Bine, bine, te las, du-te! Astăzi voi face despachetarea cadourilor de la ziua mea de naștere. După cum ați văzut în vlogul trecut, am primit câteva cadouri. Deci, uitați-vă! Și astăzi vreau să despachetez aceste cadouri împreună cu tine, care te uiți la acest vlog. Dar înainte să începem vlogul, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că m-ar face foarte fericită dacă și tu ai fi abonat la canalul meu de YouTube, ca să mă ajutați să facem cât mai repede 100.000 de abonați. Deci, haide să nu mai lungim atâta și să începem. Spachetare de cadouri! Uhuu! De că nu începem acest vlog, dar nu uitați să vă abonați și la contul meu de Instagram, unde postez mereu story și live-uri. Să începem vlogul! Oh, n-am răbdare! Așa, vom începe cu acest cadou foarte mare, șop-șop. Aliso! Ce că eu plânge. Alisa, noi aici filmăm vlog! Mare treabă! Ok, așa. Pa, pa! Alisa, ai noroc că unele cadouri ai și tu. A zburat flamingul nostru, dar s-a întors. Doamne, ce lungim atâta, hai! Începem cu primul cadou de la primul oaspete. Îl cheamă Andrian. A fost și anul trecut la ziua mea, mi-a adus o pisicuță. Dar acum, hai să vedem ce mi-a adus. Uitați-vă ce drăguț este! Este un unicorn foarte, foarte, foarte drăguț, e de mult iubire. Este de pluș, foarte moale. Îmi plac jucării de alea care parcă scuișul. O să dorm cu el noaptea. Punem... Mama cântă. Foarte frumos, mama. Eu aici vorbesc despre unicorni, dar tu cu pampersul și șervețelele tale. Luat două. Vin imediat, Alisa! Apropo, Adrian mi-a dat și niște flori foarte frumoase de acolo, de pe geam. Am pus acolo. Îți mulțumesc foarte mult, Adrian. Stai să ne uităm. Ce mai este acolo? Foarte frumos, tata. El știe că eu iubesc foarte mult unicornii. Așa. Avem acest carnețel cu unicorn? Cu dinozaur scuișii sau unicorn, nu știu ce. O fac colecție de carnețele, apropo, fac foarte mult carnețelele. Tati, apasă. Bun, așa-i? Wow, ce de fain este înăuntru! Oh, eu clar scriu aici tot secretele. Îți mulțumesc foarte mult. Te invit la anul viitor. Nu pentru cadouri. Îmi pot să nu mai distrat foarte tare. Wow, avem aici o chestie super drăguță. Ia, uitați-vă. Acesta este, cred că pentru noapte. Ți-l pui așa și doar. Fără să-ți fie frică de întuneric. Ce-l strângi? Și l-a prins. Și avem un pix foarte, foarte drăguț. Și continuăm. Ador foarte mult carnețelul ăsta. Este din China, cred. O are scris. Așa, continuăm cu acest cadou, care este a doilea invitat. Oh, da. Este o prietenă nouă, pe nume Vivi. Și mi-a adus un cadou. Este o geantă foarte modern, sincer, de fete mari. Și ghiozdanul îmi prinde perfect acum, doar că stai să-l despachet. Mă tem. Așa rucsac mic și așa mânere mari. Păi te adu-mi trăgă foarte fică. Deci uitați-vă, este foarte frumos. Și ghiozdanul mic. Eu cred că chestiile astea sunt prea mari pentru mine, așa că cred că mai bine să folosesc atât. Nu să mai cresc mai mult. Iar o zbrat. Măi, dacă nu mai vrei în familia noastră, du-te de aici. Nu trebuie să vii și pe urmă să te duci iar. Așa arată mai bine.
Îți mulțumesc foarte mult, Vivi, este un cadou extraordinar de frumos. Continuăm cu acest cadou super drăguț, deja îmi place. Deci este de la cine? Două sunt împreună. Acest Pikachu drăguț este de la Nicoleta, de la o prietenă de-a mea. Care o cunoaște deja. Eu acest Pikachu i-am dat numele Pika și l-am îmbrăcat într-un tricou de-al meu mai mic. Îl iubesc foarte, foarte, foarte. Îmi plac obrăjorii pentru că sunt neon. Și în colecție cu el este acest pachetel cu ciupici Pikachu. Uitați-vă ce sunt de drăguți. Exact mărimea mea. Sunt un pic mari, dar... Pikachu. Pika, Pikachu, ciu, ciu, ciu. Eu te aștept pe YouTube, un like din partea ta. Ok, Nicoleta și Andreea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cadouri extraordinare. Semnul întrebării cu acest cadou. Yay! Acest cadou este de la Sofia, de la Sofia Baron, prietena mea de la picături muzicale. Mi-a adus un costum extra, extraordinar. Gata, mă duc mâine la școală. Am educație fizică și costum sportiv. Foarte, foarte stilat. Uite-vă cum este la spate. Gucci și Prada. Nu pot umple golul și nici dorul și nici viața. Și pantalonul și... O să le folosim la filmări, la videoclip. Îți mulțumesc foarte mult, Sofica, dar asta nu este tot. Mai aveam așa o cutie de la Sofia. Super mega. Sunt niște papucei. Oh my god, să scot și perechea două. Plac foarte, foarte, foarte mult. Ce destilați sunt, da. Așa, 33, parcă cam scam mare. Dar eu o să cresc. Îți mulțumesc foarte mult. Și de la Alexandra mai avem pentru surioara mea mai mică, Alisa, un combinizon. O chestie de-n aia pentru care se îmbracă bebelușii, ca scurtă, să fie iarna călduț. La 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 la. Alexandra, din partea lui Alisa, ea îți mulțumește și a zis să-ți transmit eu ție, mulțumescul ei și pupicul ei. M-aș purta eu. Serios. Ia uitați-vă câte cadouri. Oh my god. Continuăm cu acest cadou. Oh. Aceste trei cadouri sunt de la doi frați gemeni, anume Francesca și Răzvan, care mulțumesc pentru toate aceste cadouri. Așa, în primul sacoș avem un covoraj pentru cea o studio, studioul foto pentru copii, să știți, unde puteți face fotografii și tot felul de chestii. Un covoraj perfect pentru decor. Minunat. Așa, aici avem o chestie super, super mega tare. Așa, am o carte, prima mea carte despre lume. Wow! O să găsesc timp neapărat ca să o citesc. Drag pentru Patricia de la Răzvan și Francesca. Îți mulțumesc foarte mult, Francesca. Și din România, Francesca mi-a adus așa o păpușă. Wow! Cu telecomandă. Trebuie să cumpăr baterie, eu încă telecomandă. Dacă o să punem baterii la picioare, uitați-vă pe aici, vă putea dansa și cânta. Îți mulțumesc foarte mult, Francesca, doar păpușa asta. O să chemem Francesca. Așa-i? Continuăm. Acest cadou care este de la tot Francesca și Răzvan sunt niște hăinuțe pentru sora mea, Alisa. Niște chestii super drăguțe. Oh, uitați-vă ce este de drăguțe. Trebuie să mai crescă. Nu să zic pe mine. Așa, e super drăguț arată. Oh my god, l-aș purta eu. Paris?
Avem o chestie care mie îmi place foarte, foarte mult. Sunt niște șorți, arată că chiloții. Drăguți. Deci, da, cam astea sunt hăinuțele pentru Alisa. Niște pantofiori. Ups. Fustiță super mare. O să creștem și această rochie. Dar ce e cadou ăsta? Tot îmi pare că este pentru Alisa, da. Este de la tante Natalia. Oh, ce drăguț! Cerc, pătrat, triunghi, mânuțe și picioare. Sunt perfecți pe mine! Sunt minunați! Și de la verișoara mea, Mia, am primit așa o vestă cu TikTok. Oh my god! Din aia scurtă pe burtă. Ia uitați-vă. Un pic este mare pe mâini, dar îmi place! Foarte mișto. Iuhu. Cred că veste pe mine. Are așa niște linii moderne. Dacă punea galbenul aici, albastru aici, se forma drapelul Moldovei sau României. Acest cadouaș este tot pentru Alisa, de la Valerica, de la doamna Angela, de la educatoarea mea. De la Valerica avem un plic cu bani. Din păcate ea nu a reușit să cumpere cadou, dar mi-a dat bani. Și a zis că eu să-mi cumpăr ce vreau. Îți mulțumesc foarte mult, Valerica. Și pentru Alisa. Alisa, am o veste pentru tine. Ai foarte multe cadouri. Sunt un pic geloasă pe tine. Uitați-vă ce sunt de fain. Cu Skittles, cu candy, cu chipsuri, cu tot. Păcat că sunt mici, că i-aș vrea eu. Mulțumesc foarte mult, doamna Angela, îmi place și o vestuță. Ho-ho, o să trebuie să crească Alisa. Până atunci, până o să crească Alisa, să port eu. Ema, de la colega mea de clasă. Deci, uitați-vă, trebuie să facem această imagine. Este un tablou de creație, acum niciodată n-am să mă plictisesc. Ema este cea mai bună colegă, cea mai bună prietena de la școală. Oh, mama, vrei să zic ceva? Acest tablou este pe ramă încă. Trebuie petrecerile astea să le puneți pe aceste chestii. Oh, numere. Eu mai mulțumesc foarte, foarte mult. Și apropo, mâine la școală voi duce și eu un cadou. Și ultimul cadou de la părinți este un cadou de la Mind Toys. La mulți ani pentru Patricia. Este un magazin care vinde lucruri inteligente, jucării inteligente. Deci uitați-vă ce avem noi aici. Această chestie care trebuie să vă antrenați cu ambele mâini să ajungeți până aici. Eu deja am încercat. Mai este o chestie de-a mea super preferată. O placă foarte bună. Este pentru maturi și pentru copii. Cam așa arată, deci uitați-vă. Voi trebuie să puneți aici picioarele. Picioarele să ajungă această bilă din punctul A până în punctul B. Adică de aici până aici. Trebuie să vă mențineți echilibru perfect. Hai să vă arăt undeva, dar nu știu unde. Să-ți trebuie mers. Îl puneți așa, poftiți, eu încă mă antrenez. Iată așa, am mai picat eu. Nu! Poți să te joci toată ziua. Da! Am reușit! Poate să fie un cadou foarte bun pentru copii. Veți putea și voi practica acest joc. Este ca un hoverboard cum te antrenezi. La început, toți copiii credeau că... Când am scos la ziua mea de... Credeau că este un dulap. Deci uitați-vă cum arată pe partea asta. Uitați-vă, eu credeam că îl fixez aici pe perete. Și poftim. Mai altoiți? Mulțumesc, părinții mei dragi, pentru aceste cadouri. Nana Lenuța mi-a făcut cadou niște căciulițe. Și asta este pentru mine. Arăt ca scufiță roșie, uitați-vă. Lupule, nu mă mânca. Iar pentru Alisa este ciosă. Uitați-vă ce drăguță e. Oh, I love you. Muzica la maxim vreau să fie. Vreau distracție, gălăgie. Și un mic cadouaj de la tata. Este o panama foarte modernă. Like dacă vă place. Pa, pa! Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu de YouTube. Ceau, Patricia! Butonul este aici, eu te aștept să-l apeși.
Cu voi a fost Patricia, iar voi ați fost pupați. Mama, te rog, bip la telefonul meu. Gata, mam, nu trebuie.